Primarul Alexandria a convocat astăzi ședința ordinară la care au participat cei 21 de consilieri locali ai municipiului. Proiectul de hotărâre privind închirierea unității publice a unor locuri de parcare în zona blocului 608. Proiectul de hotărâre privind modificarea răspunderea anexei HD 101 pe 2016 privind aprobarea regulamentului privind vânzarea bunurilor la care ținut unului privat de interes local al municipiului Alexandria. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces la locuințe destinate închirierii în mod discuții cu noptime specialiști din sănătate în municipiul Alexandria. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării cu plată integrală a locuinței 21 situată în bloc este starea asigurării din municipiul Alexandria construită prin ANL. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței 8 situată în bloc este starea asigurării din municipiul Alexandria construită prin ANL. Petiții și interpelări scurte sunt primite de doamna președinte să retragă cu ordinea de zi următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind la modificarea și completarea anexei monodistă HD 77 pe 2018 privind darea administrarea unor aparținând unui public și privat de interes local al municipiului Alexandria către serviciul public de interes local al administrației domeniului public. Proiect de hotărâre privind la declararea ca unor aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria unor cote părți aferente unei unități locative aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în blocul de stradă Ion Creangă. Proiect de hotărâre cu privire la închiderea administrației publice a unor blocuri de parcare în zona blocului 608 și proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului de primire a elevilor din testele de învățământ prin Universitatea din Alexandria cu scoate de cercul de la învățătură și să introduc pe ordinea de zi următoarele proiecte. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotelor părți din unitate individuală 26 înscris în carte cu cea de 25236 C1-U26, aparținând unui privat de interes local al municipiului Alexandria, aferent unităților locative construite prin ANL din blocul de stradă Ion Creangă. Proiect de hotărâre cu privire la darea administrării unor bune aparținând domeniului public și privat de interes local al municipiului Alexandria de serviciu public de interes local al administrației domeniului public. Proiect de hotărâre cu privire la darea folosinței gratuite pe termen limitat către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Libertății 3, parcarea 79. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea unității publice a unui teren aparținând unui privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada 2163B. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea unității publice a unui teren aparținând unui privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada 2163C. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea unității publice a unor termene aparținând unui public de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării autoturismelor. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului urbanistic zonal pentru teren situat în municipiul Alexandria și sau Alexandria Cernetul, Carloara 51. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului de execuție a lucrurilor de întreținere de stres pentru semestrul anului 2019 în municipiul Alexandria. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HR 167 pe 2018 privind aprobarea înființării clubului sportiv municipal Alexandria, organigrama și statului de funcție și regulamentul de organizare și funcționare a clubului sportiv municipal Alexandria. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HR 226 pe 2018 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la nivelul clubului sportiv municipal Alexandria. Proiect de hotărâre privind la aprobarea regulamentului de primire a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din testul de învățământ pe Universitatea din Alexandria și proiect de hotărâre privind la modificarea anexei 1, anexei 2 și anexei 3 la HR 1 pe 2019 privind aprobarea criteriilor precedentului municipiului Alexandria din anii precedenți pe anul 2019. Proiectul a fost prezentat la comisie și a primit avizele derivate. Toate proiectele de pe ordinea de zi au trecut. Singurul proiect la care s-au abținut consilierii opoziției a vizat aprobarea excedentului bugetar din anii anteriori pentru anul 2019. De asemenea, președinții comisiilor de specialitate pe domenii de activitate să prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea anexei numărul 1, anexei numărul 2 și anexei numărul 3 la HCR numărul 1 din 15 aprilie 2019 privind aprobarea utilizării excedentului municipiului Alexandria din anii precedenți pentru anul 2019. Comisia juridică, economică, urbanism, cultură, învățământ. Mulțumesc, dacă sunt întrebări, propuneri, discuții. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, 21 de voturi pentru. Scuze, 14 pentru și 7 abțineri. Având în vedere că a fost adoptat bugetul general, probabil că în scurt timp consilierii alexandreni vor fi din nou convocați în ședință să aprobe bugetul municipiului.